Dacă se va menține în prima divizie, echipa locală de handbal CSU Suceava urmează să primească 1,5 milioane de lei. Aceeași sumă este pregătită și pentru echipa de fotbal Foresta, în încercarea de a ataca promovarea în sezonul următor. Pentru CSM Suceava, municipalitatea a pregătit 670.000 de lei. Din această sumă, 300.000 de lei sunt pentru rugby, 100.000 de lei pentru volei și 60.000 de lei pentru canotaj. Potrivit primarului Ion Lungu, bugetul pentru 2019 urmează să fie aprobat în ședința Consiliului Local programată joi de la ora 10, iar primii bani vor intra în conturile cluburilor sportive la începutul lunii viitoare. Noi am dat hotărâri în Consiliul Local cu CSM-ul să preluăm la primărie. Încă din august anul trecut nu s-a mai întâmplat nimic. Sigur că nu vom face noi minuni acolo și o scurgă lapte și miere de mâine dacă luăm CSM-ul la primărie. Dar oricum e la finanțare, majoritatea vin la primărie. Niște lucruri minore putem face acolo pentru că într-adevăr, baza într-o stare de degradare foarte mare și bine să-i ajutăm, dar nu avem bază legală. Deci și în acest an municipalitatea susține toate ramurile sportive și intenționăm să dăm acești bani. Și aici, depind de buget, știți că toți vor bani, toți au început campionatul și la handbal și la fotbal, dar până nu se aprobă bugetul și mai durează 2 săptămâni faia de parcurs cu licitația pentru fonduri nerambursabile, deci cam cel mai repede undeva în jurul datei din 1 mai vom putea da niște sume de bani la handbal și la fotbal. În anii precedenți, fondurile totale alocate de Primăria și Consiliul Local Suceava pentru finanțarea cluburilor CSU Suceava, Foresta și CSM Suceava a fost în jur de 2,5 milioane de lei.